Dunărea Giurgiu s-a pregătit pentru partida cu Argeșul Hotarele, dar fără folos. Adversarii nu s-au prezentat la meci, așa că giurgiuvenii s-au ales cu 3 puncte, fără prea mult efort. Suporterii care s-au aflat la stadion nu au fost dezamăgiți, pentru că nu au văzut echipa din Hotarele. Asta pentru că totuși spectacolul a fost prezent la el acasă. Fotbaliștii de la Dunărea Giurgiu au format 2 echipe și au disputat o partidă amicală pentru a suplini absența sportivilor din Hotarele, care probabil s-au speriat de vremea proastă din weekend. La sfârșitul meciului, suporterii au cerut să intre pe terenul de fotbal și să își facă poze cu fotbaliștii de la Dunărea. Aceștia au fost binevoitori cu fanii care au rămas să îi susțină pe vremea mai puțin plăcută. Dunărea Giurgiu se află acum pe locul 2 în Liga a 4-a și poate merge la play-off-ul de promovare în Liga a 3-a.